Ilie vă prezintă știrile Agro TV. Găsit. Legea 3.2.1 este prima lege care vine cu adevărat în sprijinul fermierilor. Declarația a fost făcută în platoul AgroTV de Ionică Nechifor, secretarul general Romovis. Acesta crede că dezbaterile pe marginea legii trebuie să continue până când actul normativ va intra efectiv în vigoare. Președintele LAPAR, Laurențiu Baciu, a spus la AgroTV că 3.2.1 este o lege normală pe care o așteaptă să își producă efectele. De asemenea, producătorii așteaptă contracte ferme de la comercianți în urma acestei legi. N-am înțeles de ce atâtea comentarii pro sau contra. E un lucru firesc, e un lucru normal, un lucru care se întâmplă oriunde în și în orice colț al Europei. Cine mai face comentarii, pur și simplu le face cu intenții de acum, vă să spun, răuvoitoare de a intimida, de a prezice nu știu ce nenorociri, că la noi se folosește chestia asta. Deci este o lege normală. Deci este o lege normală. Abia așteptăm să-și intre și în drepturi. Stați liniștiți că nu se întâmplă absolut nimic cu supermarketurile, care încetul cu încetul își vor intra pe făgașul normal. Noi, producătorii, suntem dispuși să producem pentru aceste magazine, pentru că asta este, de fapt, problema noastră de a produce. Asta este activitatea noastră. Numai așteptăm contracte ferme de la comercianți. Laurențiu Baciu spune că legea 3.2.1 va avea un impact pozitiv în calitatea produselor din magazine. A fost nevoie de această lege care noi o vedem ca fiind având un rol pozitiv atât în ceea ce privește calitatea produselor care vor fi în supermarketuri. Și, bineînțeles, o să regăsească și în sacoșele celor care cumpără produse naturale, produse românești, produse cu care a fost crescut poporul român, dacă luăm așa, vorbim de produse tradiționale, pentru că asta s-au obișnuit și fiecare țară are cutuma ei. Și știți și dumneavoastră că nouă nu ne place mâncarea care o mănâncă filipinezii sau nici lor nu le plac sarmalele noastre, pentru că nu sunt obișnuiți. Deci fiecare cu... mă obligi pe mine acum să mănânc nu știu ce fructe care nu le-am văzut în viața mea și uit de cele tradiționale care le avem la noi. Președintele LAPAR consideră că agricultorii pot să producă peste capacitatea de vânzare a marilor magazine. Suntem în stare să producem cel puțin de 2-3 ori cât pot să vând aceste supermarketuri. Asta să știți și dumneavoastră, să nu mai vină toți prin studio pe aici să vă într-un mod mai critic sau mai în bătaie de joc, să vă spună că noi nu suntem în stare, că noi nu putem, că nu. Am demonstrat tot timpul că producem, să nu uite că noi n-am mai produs anumite specii pentru că ne-au închis desfacerea în detrimentul desfacerii produselor de afară, nu că noi nu am mai produs. Total fals. Laurențiu Baciu susține că marile magazine trebuie să reducă prețurile. Oamenii trebuie să înțeleagă că ar trebui, că am dat TVA-ul jos 9%, deci am dat 11% jos, că sunt produse aici și cheltuielile sunt mult mai mici de transport, nu mai aduc produs de la 2000 de kilometri, le aduc de la 50. Deci prețurile trebuie să scadă, asta trebuie să înțeleagă, iar supermarketele, dacă nu respectă lucrul ăsta, noi am promis la PARU că vom monitoriza prețurile la producător și o să vedeți câte un tablou la intrarea în fiecare supermarket, să vedeți prețurile de producție de la poarta fermei, ca să vedeți ce fac dânsii și de ce sunt atât de scumpe. Omul simplu îl cumpără de cel puțin 4-5 ori decât la poarta producătorului. Asta este foarte clar. De 4-5 ori prețul decât la poarta producătorului.
Așa îl cumpără. Ionică Nechifor de la Romovis crede că 3-2-1 este prima lege cu adevărat bună pentru fermieri. Legea 3-2-1, vreau să vă spun și o spun cu cea mai mare sinceritate, poate e prima lege care vine într-adevăr în sprijinul fermierilor. Și când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că noi ca stat producem, și o spun statisticile, undeva pentru 80 de milioane de cetățeni, că se fac dezbateri pe această lege, sunt binevenite, pentru că așa reușim să informăm fermierii, păreri consumatorii. Păreri contra. Însă, acele comentarii și acele emisiuni răutăcioase împotriva poporului român și împotriva fermierului român, nu cred că își mai au rostul. O dezbatere echilibrată în așa fel încât haideți să vedem avantajele, dezavantajele sau modul cum ne organizăm în viitor pentru a aduce în supermarketuri 51% produs românesc, întotdeauna să știți că până la aplicarea legii vor fi binevenite. Ionică Nechifor spune că trebuie să reînființăm centrele de sacrificare locale. La ora actuală nu sunt acele centre de sacrificare locale pentru carnea de oaie. Domnul președinte va face toate demersurile în așa fel încât să reînființăm practic acele centre locale de sacrificare, că, așa cum știm, pe legea 3.2.1, pe lanțul scurt, putem duce carne refrigerată, carne proaspătă în toate lanțurile de magazin. Din punctul meu de vedere, eu recomand dezbaterile astea pe toată perioada până când această lege se aplică. Pentru că fermierul, producătorul român, trebuie să înțeleagă că numai organizați și în forma aceasta, cu niște contracte ferme, așa cum spunea și domnul președinte, cu acești mari retaileri, să știți că nu o să ia ei toată materia primă sau nu o să ia ei toate produsele noastre cât putem produce noi. Președintele Iohannis a promulgat legea 3.2.1 prin care marile magazine vor comercializa la raft cel puțin 51% produse românești. Traderii de produse agricole ar putea fi obligați prin lege să cumpere producțiile fermierilor români la nivelul cotațiilor de pe bursa de la Paris. O inițiativă legislativă în acest sens, denumită Legea MATIF, va fi depusă la Parlament de către Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Fermierii vor să vină cu o inițiativă legislativă pe modelul legii 3.2.1 prin care să echilibreze situația prețurilor pe piața de cereale. Laurențiu Baciu, președintele la PAR, susține că fermierii nu mai pot să continue în condițiile actuale. E ceva asemănător cu 3.2.1. Adică toate companiile astea, multinaționalele astea, au găsit, și numai la noi poate găsi, climatul prielnic pentru a face orice în business. Noi producătorii n-am înțeles un fenomen. Mulți acum o să comenteze, o să încerce ca și cei care apărau supermarketul, că noi nu prea știm ce-i cu noi și suntem proști, că așa au și afirmat prin studiouri, că nu înțelegem fenomenul ăsta șmecheresc. Așa spune ei. Dar eu pun următoarea întrebare. Suntem pe piața europeană. Da? Când am de cumpărat ceva, trebuie să mă raportez la piața europeană. Când trebuie să vând, trebuie să mă trimit traderii pe o piață imaginară, pe o bursă imaginară, bursa Mării Negri. N-am văzut oficial nicăieri, dar mă rog, imaginară, în care concurentul cel mai mare este piața rusească. Piața rusească care, știți prea bine că și ei și noi, e un embargo, deci nu avem schimburi între noi. Laurențiu Baciu spune că statul și fermierii pierd foarte mulți bani din cauza prețurilor mici pe care traderii le oferă pentru cereale. În alte țări, spre deosebire de România, unde acești traderi nu circulă la voia întâmplării și după bunul plac, că niciun stat nu este indiferent de prețul care circulă, a mărfii care circulă prin țara lui, că de acolo își trage taxe și impozite. Și când vă uitați și luați, și eu am venit pregătit aici, astăzi, spre exemplu, diferențele de prețuri la unele cereale în comparație cu cele de la MATIF, în România, sunt cu 20 până la 30 de euro mai mici. Ce explică, de fapt? Că vin că ne aburesc pe noi spunând că au nu știu ce costuri de transport.
dacă ne luăm și ne documentăm, o să observați că a face un transport de la Focșani la Constanța te costă 20 de euro tona și ar face de la Constanța la Alexandria, dar nu Alexandria de la Teleorman, ci din Egipt, te costă 6 euro. Băi, fraților, lămuriți-mă, chiar cred că de acum trebuie să cam termini proști. Cu alte cuvinte, pierde și statul român. Bine, normal. Normal că pierde și statul român. Și chiar astăzi vedeam că s-au făcut niște livrări în ultimele zile la niște prețuri foarte bune. Iar nouă ni se avansează un preț de 120-125 de euro tona. Și ei vând la 160-170. Ceea ce nu se întâmplă în cealaltă țări din Europa. Președintele Lapar spune că era nevoie de o lege a circulației produselor agricole pe teritoriul României. Inputurile anual cresc, dar cresc sigur, și producțiile prețurile de achiziții se duc în jos. Și atunci se lărgește gaura să facem mult mai mare. Și în sensul ăsta, să nu vă ascund acum faptul că demersurile deja și propunerile le-am și trimis, chiar dacă sunt, dar birourile încă lucrează, chiar dacă sunt în vacanță, am trimis deja, așa, la Parlament, aceste propuneri și probabil când vin de vacanță vom găsi o soluție să scoatem o lege a circulației produselor agricole pe teritoriul României. Laurențiu Baciu dorește ca prin noua lege să nu se mai schimbe parametrii de calitate ai grâului de la un an la altul. Toți acești traderi, în fiecare an, dar în fiecare an, domnule, eu știu, așa am învățat la școală, orice produs trebuie să îndeplinească anumite condiții. Da? De calitate, de ce doriți dumneavoastră. Ei, în fiecare an se schimbă. În funcție de ce urmărim la grâu? Să aibă aia, să aibă aia, să aibă aia. Ce are anul ăsta cel mai... Că nu se poate întotdeauna să aibă toți indicii la super. Parametrii cei mai înalți. Și atunci ce găsește? Băi, are asta. Gata. Anul ăsta luăm la la proteină. La anul luăm la gluten. La anul luăm la greutatea hectolitrică. Deci, și în lege vom stabili și lucrul ăsta. Că nu schimbăm indicii de calitate. Ca să nu vă mai zic de altceva. În situația în care eu îi dau o marfă mai bună decât stasul, el nu mă plătește. Dacă îi dau o marfă mai proastă, îmi scade, deci îmi diminuează prețul. Lapar va trimite propunerea în Parlament, iar discuțiile vor începe în sesiunea legislativă din toamnă. Producătorii agricoli vor ca subvențiile pentru suprafețele cultivate să fie acordate doar dacă sămânța este produsă în România. Propunerea îi aparține lui Laurențiu Baciu, președintele Lapar. Acesta vrea să reducă pierderile fermierilor prin crearea de plus valoare în agricultura noastră. Laurențiu Baciu spune că va discuta cu autoritățile pentru ca această condiție să fie introdusă cât mai repede. I-am propus ministrului și în sensul ăsta vom face demersurile necesare către autoritățile statului, inclusiv la guvern, ca una din condițiile de eligibilitate a celor care vor să-și primească subvenția e să folosească sămânță, să fiu foarte bine și clar înțeles, sămânță produsă în România. Nu neapărat sămânță românească, că nouă ne-a fugit multă genetică, ori a fost furată, ori a fost dată pe degeaba. Dar produsă în România, creată plus valoarea în România. Pentru că mă deranjează faptul pe mine ca producător agricol care nu găsesc acum sămânță la o anumită firmă tratată cu neonicotinoide, spunând, băi, noi nu avem voie să tratăm pentru că noi toată sămânța o producem afară. Și nu o tratăm. Dacă vă convine așa, vă convine. Ori pentru mine este un risc să iau sămânța netratată, că s-ar putea să o întorc, să nu-mi reușească cultura și să-mi pierd banii. Ionică Nechifor de la Romovis spune că această măsură trebuie să fie aplicată pentru toată agricultura din România. Această chestiune trebuie transpusă la nivelul întregii agriculturi. Și eu am spus-o și domnului ministru.
materialul biologic care vine din afară nu mai trebuie să vină necontrolat, netestat pe solurile noastre sau dacă, vorbim, sau dacă vorbim de material biologic în zootehnie, să nu fie testat. Și iată, una din soluții de a putea, să spunem, da o activitate și a face legătura între sectorul privat și activitatea de cercetare. Este doar un prim pas. Ionică Nechifor spune că există o presiune foarte mare pentru aflarea de informații despre plata subvențiilor. Toată lumea ne întreabă și toată lumea ne... Presiunea care vine din teritoriu este foarte, foarte mare vis-a-vis de când vin aceste subvenții în zootehnie. Faptul că până acum discutam doar cu Ministerul Agriculturii, astăzi am făcut demersurile de mai devreme să chemăm la masa discuțiilor inclusiv Siveco, cei care implementează programul, softul care ne dau nouă banii. Au fost la discuții inclusiv reprezentanții Ministerului Agriculturii, APIA, și spre surprinderea mea, vă spun cu toată sinceritatea, oamenii din Siveco ne-au spus foarte clar, domnule Nechifor, că am pus întrebare expres pentru că vreau să răspund fermierilor și le-am și spus, în seara asta eu sunt la Agro TV și vreau să-mi dați un răspuns foarte clar. Când ne dați banii în zootehnie? Ne-a spus foarte clar, domnule, contractul este încheiat la începutul lunii ianuarie 2015, rețineți, 2015, cu finalitate în august 2016. Faptul că noi reușim ca la sfârșitul acestei săptămâni să finalizăm și să autorizăm la plată, că o fi vineri, că o fi sâmbătă, nu putem spune exact, dar ne-au spus clar, pe sprijinul cu plan zootehnic, lucrurile sunt foarte clare, nu este clar situația pe ANTZ, Ajutorul Național Tranzitoriu, culmea că ăsta este mai simplu, așa consideram noi din punctul nostru de vedere că e mai simplu, mai ales că sunt bani de la bugetul național, dar dânsii ne-au spus pentru că încearcă și până acum zic că lucrurile merg bine, atât ANTZ-ul cât și sprijinul cu plan zootehnic, la o vine, va începe o dată. Și plățile se vor face, se vor derula pe toată perioada, așa cum spunea și domnul ministru, până la sfârșitul lunii acesteia se vor încheia în proporție de 95%-96%. Reprezentantul Romovic a spus la Agro TV care a fost motivul pentru care sediul APIA Central a rămas fără curent, iar toate plățile au fost întârziate. A venit răspunsul și de la directorul general APIA. Domnule, ce să vă spun, că acum o săptămână un dorel o săpat și o rupt cablu cu tot ceea ce ține de curent electric la APIA București. Deci un dorel. Pun problema mea personală, pun problema fermierilor din țară care stau, știți cum e, sunt acum puși într-o situație să-și vândă miei în viu la un preț de nimic, numai ca să salveze situația, în speranța că mâine vor veni banii. Sunt situații foarte grele privind creditarea, că ei au, unii au rate la bancă și nu pot să facă față acolo și de aia sunt puși în situația aceasta, ne descurcăm foarte, foarte greu. Ce să vă spun mai mult? Acum că discutăm și de ceea ce înseamnă politica al 2017, credeți dumneavoastră că nouă astăzi ne arde să discutăm de ce vom face în 2017, când noi în 2015 ne-am luat banii, în 2016 nu știm ce se va întâmpla și iată că suntem puși într-o situație foarte dificilă, ca până la 1 august 2016, și trebuie să o spun asta tuturor fermierilor, trebuie să notificăm la Bruxelles ce vom face din 2017. Banii fermierilor ar urma să fie plătiți până pe 30 septembrie, după ce ministrul Irimescu a prelungit termenul pentru acordarea subvențiilor. Speculatorii străini au peste 100.000 de hectare de pământ românesc. Noi latifundiari sunt marile bănci și fonduri de investiții, cele mai importante instituții financiare bancare care au adunat mii de hectare de teren în România provin din țări precum Olanda, Italia sau Marea Britanie.
Băncile străine sau fondurile de investiții cumpără terenul românesc pentru a-l arenda și a-l revinde peste câțiva ani. În condițiile actuale, hectarul de pământ din România este mult mai ieftin decât în alte țări, iar valoarea lui crește exponențial. Potrivit Economica.net, investitorii străini au fost atrași de prețurile foarte mici, legislația permisivă și au pariat pe un business aproape sigur. Estimările Asociației Ecoruralis arată că între 2 și 4 milioane de hectare de terenuri agricole au fost acaparate de diferiți actori naționali sau internaționali. Dintre cele 9,3 milioane de hectare de teren arabil din România, în jur de 1 milion ar fi în posesia cetățenilor străini. Datele mai arată că o bancă din Olanda are cele mai mari suprafețe de teren din România. Este vorba de 25.000 de hectare de teren arabil. A doua cea mai mare exploatație o are un fond american de investiții, respectiv 18.200 de hectare. România rămâne una dintre cele mai atractive piețe pentru investitorii străini, indiferent dacă aceștia doresc să facă agricultură sau nu. Solul fertil, prețurile mici, ieșirea la Marea Neagră și subvențiile plătite de Uniunea Europeană sunt câteva dintre avantaje. Prețul mediu pe hectar în România variază acum între 2.900 și 7.000 de euro, fiind de aproximativ 13 ori mai scump decât în urmă cu 14 ani. Conform estimărilor, prețul este de 6 ori mai ieftin decât va fi peste 10 ani. Au trecut cu bine de emoțiile examenului vieții și anume de bacalaureat. Acum vor la facultate. Este vorba de cei care în aceste zile își depun dosarul de înscriere la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Numărul lor nu este unul tocmai mic, o spune chiar rectorul Sorin Câmpeanu, fost ministru al educației. USAMV București a dat startul înscrierilor la facultate. Procesul de selecție a celor care se vor specializa la cele 7 facultăți din cadrul universității se va încheia la jumătatea săptămânii viitoare. USAMV București este cea mai mare și cea mai veche universitate agronomică din România și nu numai, chiar din sud-estul Europei. Mă bucur foarte mult că oferta educațională a universității noastre, și aici includ cele peste 2000 de locuri la buget, licență și master, dar și cele 3000 de locuri cu taxă, licență și master în total, au demonstrat atractivitatea în așa fel încât, iată, suntem practic în cea de-a doua zi de admitere și avem înscriși la licență și master peste 1000 de candidați. Sunt 650 de candidați înscriși la nivelul zilei de ieri la cursurile de master și aproape 500 de candidați la licență. Universitatea Agronomică din Capitală poate asigura cazare inclusiv pentru studenții de pe locurile la taxă, având un campus cu o suprafață uriașă. În plus, studenții au la dispoziție terenuri de fotbal și tenis, precum și o sală de sport acoperită cu 800 de locuri. Este cu atât mai important ca studenții să înțeleagă diferențele între diversele oferte educaționale, dar mai cu seamă să, în ultimul timp, din ce în ce mai mult, candidații, pe bună dreptate, dau o foarte mare atenție condițiilor sociale. Faptul că nu s-a învățat București, avem doar în acest campus peste 5.000 de locuri de cazare, avem un cămin nou, avem locuri de cazare disponibile și în campusul Facultății de Medicină Veterinară din Splaiul Independenței. Faptul că avem în acest campus, care este al doilea ca mărime din țară și sperăm să fie primul ca și condiții asigurate studenților noștri. 27 iulie este ultima zi de înscriere la USAMV București. Dosarele pot fi depuse inclusiv în zilele de sâmbătă în intervalul 8-12. Atât pentru astăzi, acum este momentul pentru Agrometo. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Noapte cerul va fi variabil cu norări în primele ore în zona montană și în sud, unde izolat vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în estul țării și la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Mâine vremea se va menține răcoroasă local în regiunile vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade.
cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. Cerul va fi variabil cu înnorări mai ales în zonele montane și submontane, unde local se vor semnala averse și descărcări electrice. Pe restul țării, aceste fenomene își vor face apariția doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în regiunile estice, sud-estice și la munte. La adâncimea de sol 0-100 cm, gradul de aprovizionare cu apă accesibilă plantelor de porumb va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în majoritatea zonelor de cultură. În Dobrogea, estul, sudul și local în nordul Munteniei, sudul Olteniei, izolat în nord-estul, vestul, estul și sud-estul Moldovei, se vor înregistra deficite de umiditate în sol. Regimul hidrotermic din aer și sol favorabil va determina o evoluție normală a proceselor fiziologice la toate culturile agricole, în cea mai mare parte a țării. La greul de toamnă, semănat în perioadă optimă, se vor continua și chiar finaliza lucrările de recoltare, iar în culturile tardive vor predomina fazele de maturitate în ceară și de plină. La cultura de rapiță se vor finaliza lucrările de recoltare la nivelul întregii țări. Sub aspect fenologic, cultura de floarea soarelui se va afla la formarea capitulului, înflorire și începutul maturității în ceară. În funcție de data semănatului, porumbul își va continua fazele de apariție a panicului, înflorire și mătăsire, iar local în sudul și vestul țării, la hibrizii extratimpurii și timpurii, se va putea declanșa maturitatea în lapte. La sfecla de zahăr va predomina faza de înfrunzire, precum și alungirea sau îngroșarea axei hipocotile, iar la cartof creșterea tubercurilor, înflorirea și veșteșirea vrejilor în principalele bazine de cultură. În cea mai mare parte a plantațiilor pomicole, la sâmburoase, cum ar fi cais, piersic sau prun, se va continua recoltarea, iar la semințoase, creșterea fructelor și acumularea zaharurilor. În toate podgoriile, viza de vie se va afla la înfrunzire, formarea și creșterea boabelor. Efectuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la cerealele de toamnă și fructele de sezon. Eliberarea terenurilor agricole de resturile vegetale. Continuarea lucrărilor de întreținere la speciile prășitoare, pom fructifer și viță de vie.